Microhidrocentrala de pe râul Moldova funcționase din această lună cu cele două turbine, după ce timp de un an a fost în probe, producând energie cu o singură turbină. Conform datelor făcute publice de conducerea primăriei Roman, de la sfârșitul lunii martie 2015 și până la sfârșitul lunii martie 2016, microhidrocentrala a produs aproximativ 1500 de megawatts pe oră. Deci 1500 de megawatts oră, ori 151 de lei fără TVA, asta înseamnă 226.500, adică aproape 2,3 miliarde de lei fără TVA. Compensat cu TVA, ceea ce am compensat noi, înseamnă 2,8 miliarde de lei vechi. Vreau să vă spun că consumul iluminatului public pe municipiul Roman înseamnă 2200 de megawatt-oră, doar în iluminat public. Iar pe instituțiile publice, cam încă 2200 de megawatt-oră. Avem un consum general de 4400 de megawatt-oră în Roman, din care jumătate e iluminatul public. În acest an, din cele 2200 de megawatt-oră, în acest an calendaristic vorbesc, noi am produs aproape 1600 de megawatt-oră. În ideea în care nu am avut forța maximă. Am avut și vara cu secetă, pentru că dacă nu ai apa, pune în mișcare turbinele. Cu toate acestea, raportul a fost foarte bun pentru primul an. Conform estimărilor făcute de autorități, funcționarea celor două turbine va duce în perioada următoare la acoperirea costurilor pe întreg iluminatul public, inclusiv parte din necesarul de energie de pe instituțiile publice din subordine. Din acest an vom acoperi întreg iluminatul public, pentru că noi foarte mare perioadă, datorită probelor, a trebuit să mergem într-o singură turbină. A mers o turbină, a fost verificați parametrii, a fost oprită, corectată, adusă, verificată, dat drumul la cealaltă turbină. Acum mergem cu amândouă turbine. Deci din acest an vom acoperi întreg iluminatul public și vom trece și la acoperirea unei părți din instituțiile publice. Adică estimăm o acoperire spre 4-5 miliarde de lei pe an, ceea ce nu este deloc puțin lucru. Microhidrocentrala este construită pe fonduri europene, motiv pentru care timp de 5 ani nu are voie să aducă profit. Practic, după acest termen, în Romanul va putea să vândă energia electrică produsă. În țară este un oraș care are tot așa un proiect, dar nu pe hidrocentrală, ci pe parc fotovoltaic. Numai că ei n-au ținut cont de niște elemente, nu s-au documentat și s-au apucat să chiar vândă energie, să o factureze, fără să aibă licențierea, fără să aibă avizile. Noi ne-am declarat sub probii și asta a fost ieșirea noastră. Acum avem totul. Și să și factureze. Și în momentul de față le-a venit că trebuie să suporte întregul cost al proiectului. Deci proiectul este monitorizat 5 ani. În 5 ani nu ai voie să vinzi energie. Ai voie doar să compensezi. La noi a trecut unul, mai avem 4. Pe urmă poți să faci, poți să vinzi, poți să ieși pe bursă, poți să faci ce vrei, dar trebuie ținut cont. Valoarea proiectului ce a vizat construcția microhidrocentralei a fost de 23.501.000. Lucrările au durat 29 de luni și inaugurarea s-a făcut pe 17 octombrie 2014.